Bună seara și bine v-am regăsit! Este o nouă ediție Arcultura, o nouă seară de sâmbătă, ca de obicei la această oră, pentru voi toți cei care ne sunteți alături. Sunt Dan Pârvu, de această dată am plăcerea de a avea alături de mine pe domnul Liviu Lucaci. Dragă Liviu, bine ai revenit! Bine v-am găsit! A trecut ceva vreme de când ne-am văzut ultima dată, dar sunt absolut convins că nu, fără folos. Iată, de această dată vom vorbi iarăși despre un tip de activitate a ta. Activitatea ta întotdeauna este în toate direcțiile artei răspândite, ca de obicei. Vom vorbi despre o surpriză pe care ne-o oferi, deci ultima carte pe care o semnez, Nașterea actorului Liviu Lucaci, un ATC Press. Înainte de orice, protocolul cere să fac o prezentare a invitatului, deci Liviu Lucaci, actor, regizor, dramaturg, profesor de arta actorului. Cred că acum, fiind toate spuse, putem să intrăm, așa cum spuneai tu înainte de emisiune, cu tancul în ceea ce vrem să discutăm. Deci, Nașterea actorului. Un volum pe care l-am parcurs, vreau să spun, fără niciun fel de exagerare, cu sufletul la gură, și o să și mărturisesc de ce. Știi cum e cu tinerețea, întotdeauna trec tot felul de gânduri care mai de care mai crețe prin cap. Bineînțeles că unul dintre ele a fost ce mi-ar plăcea să fac și eu așa ceva. Dar, n-am știut. Da, dar iată că cineva sus te iubește unor la momentul potrivit și zice, lasă, mai sunt și alte poteci. După ce a parcurs paginile volumului tău, mi-am dat seama că nu știu dacă aș fi avut parte de o naștere ușoară, ușoară, da. Sau dacă m-aș fi născut cumva, pentru că m-a pus pe gânduri, îți spune și înainte de misiune, eu credeam că omul vine acolo și are el ceva cu mersul ăsta pe scenă sau ce își dorește, poate vrea să fie în fața unei camere de filmat. Și lucrurile ar trebui cumva să aibă un easiness, un fel de naturalețe așa, și, dar nu este deloc cazul. Nu e chiar așa, da. Sau poate, în nu știu ce cazuri fericite, sunt unii născuți și nu făcuți, cum spune vorba aceea la biserică. Și cei născuți, am vrut să zic paradoxal, dar nu e așa, mai ales cei foarte dotați, se trezesc pe umeri cu niște sarcini, cu niște responsabilități uriașe, pe care nu le anticipează. Pentru că probabil toată lumea mizează pe ei ca pe exact. Niște cai câștigători, exact. La o cursă extrem, extrem de grea, adică parcurgând fiecare pagină aici și văzând tot acele verest de explicații, băi, uite-te încolo, uite-te încoace, gândește-te la asta, dar mai ții minte ce a fost acum 3 minute, eu am zis, domne, poate e mai bine că a fost doar un gând și așa. Un sentiment de admirație păstrat de-a lungul timpului pentru acești oameni care, mi-a plăcut formula ta tot așa de dinainte de emisiune, care vând emoție. Deci, despre ce este vorba în această Naștere a unui actor? Nașterea actorului e un volum pe care am sperat vreodată să scot o astfel de carte, am sperat să reușesc să scriu o astfel de carte, iată că am reușit. M-a întrebat cineva cât a durat să... Păi a durat cam 24 de ani, dacă stau să mă gândesc. Eu am scris-o în ultimul toată, an, un flec. Dar pregătirea ca să scrii așa ceva, ca să poți să îndrăznești mai întâi, după care să pui în cuvinte ceea ce de cele mai multe ori lumea are și nu are dreptate, că nu poate fi exprimat, scapă exprimării. Toată povestea asta cu arta actorului e o încercare mare, dură, dar mie îmi plac încercările. Și atunci când greșesc, încerc să învăț ceva din asta. Și Nașterea actorului este o carte pe care îmi doresc să o citească oricine este interesat de teatru, de film, de lumea actoriei, de emoție, de alcătuirea intimă a omului, deci mult mai larg decât actoria pur și simplu, pentru că se bazează pe o metodă pe care eu o predau în școala asta de actorie, în ATC, a București, o școală care are o tradiție fantastică. Deci are în urmă o fabrică de actori și de actrițe, de regizori absolut extraordinari, care au ținut cu sufletul la cură milioane și milioane de oameni și o fac și acum. Și atunci e o dificultate mare să scrii o metodă a acestei școli, știi? Să faci o sinteză. Da. E dificil, e îndrăzneț, dar mi-asum chestia asta pentru că probabil că știi, foarte rar se scot cărți despre arta actorului, foarte rar.
se publică așa ceva și la noi și în lume, adică nu e ceva, nu sunt zeci de oameni care scriu despre treaba asta. E bine, e rău? Din punctul tău de vedere. E o responsabilitate foarte mare, îți trebuie mai multe skill-uri, cum se zice azi, adică pe de o parte trebuie să fii un practician, pe de altă parte un teoretician și pe altă parte un om care poate să pună în cuvinte lucrurile astea. E, acești trei oameni de obicei nu se întâlnesc. Am înțeles. Sau dacă se întâlnesc așa după cum spuneai tu, destul de rar. Rar, da. Și cred că îți mai trebuie ceva, trebuie cumva un curaj, nu? Trebuie da. Să-ți asumi, bănuiesc că ce mult mai ușor ar fi să vorbești despre propria ta experiență ca actor. Exact. Domnule, eu am făcut cu tare în momentul cu tare și fiecare cu cărămida lui, dar să încerci să croiești așa un drum, o perspectivă, probabil că este ceva mult, mult mai complicat și în același timp bănuiesc că trebuie să-ți asumi și anumite renunțări vis-a-vis de tine, adică nu poți să mai spui exact ce ai făcut tu sau cum te-ai simțit tu, trebuie să faci și să duci lucrurile acolo, într-o zonă care să fie cumva funcțională pentru toți. Exact, exact. Nu e o carte, Nașterea actorului nu e o carte despre experiențele mele. Da. Adică ce am jucat eu, nu e o carte de amintiri, nu e o carte... Da. Este o metodă de actorie. E ceva care poate unora li se pare arid, altora li se pare extrem de interesant. Părerea mea că e ceva foarte suculent, o metodă de actorie, pentru că ea naște, chiar din titlu, personalități. Știi, spuneam înainte că m-a bătut și pe mine gândul, dar pot să și justific acest lucru, pentru că, așa după cum spui tu în cartea ta de multe ori, cu toți avem măști. Pare că lucrul ăsta, a interpreta întotdeauna ceva, e cumva datul natural. Ești într-un personaj, spune la un moment dat... Ești părinte, ești copil, ești implicat în relație, vecin, orice. Sunt măști, sunt roluri sociale. Da, pe care le jucăm de-a lungul vieții. Suntem conștienți mai mult sau mai puțin de ele. Depinde de importanța pe care o are fiecare dintre rolurile respective. Și de aceea, la un moment dat te gândești ce poate să fie atât de greu în a face ceea ce deja practici. Dar când ești foarte, foarte tânăr, n-ai apucat încă să intri în mari roluri. Ți s-au pus niște chestii foarte clare în momentul, fă asta. Nu a pus nimeni foarte mult, să spunem, multă apăsare sau tensiune pe tine în ceea ce privește calitatea interpretării. Dar în momentul în care ți-asumi acest rol și de a fi convingător într-un rol oarecare, lucrurile se schimbă fundamental. Practic, ce trebuie să facă un tânăr ca să se poată naște a doua oară ca actor? În primul rând trebuie să aibă curaj. E prima virtute a oricărui artist. Ce înseamnă asta? Înseamnă să-ți scuturi prejudecățile, să ai curaj să-ți deschizi o pârtie proprie, să croiești o potecă pentru tine. Când înainte sunt atâția și atâția care au făcut poteci celebre, extraordinare, care au pe marginea și la capătul lor plăcuțe pe care sunt nume faimoase și așa mai departe. Trebuie să ai curaj să răstori în toate aceste false așteptări. Deci curaj. E o formă de nebunie într-un anumit fel, adică eu am ceva de spus. E, ce ai de spus? Ia să vedem. Asta e unul. Doi, cred că foarte important este să fii un om capabil să-și asume problemele altuia sau altora. Asta e de fapt cheia. Sunt mulți care sunt foarte simpatici în culise sau la petreceri, fac glume, ei vorbesc în numele lor. Actor vorbește în numele altcuiva. El își asumă problema lui Hamlet, diformitatea fizică a lui Richard al III-lea, el își asumă probleme, el nu imită pe nimeni. Actorii buni nu imită, actorii buni își asumă probleme. E, aici oamenii se despart în două. Majoritatea oamenilor preferă să se ocupe de problemele lor, care și așa sunt multe. Iată că există o categorie de oameni, cei care pot fi actori, care își asumă problemele altora. Așa cum fac eroii. Da. Am un capitol despre eroi. Așa cum fac eroi. Eroul își asumă problemele unei comunități, de exemplu. Vrea să salveze o comunitate. De la potop, din flăcări. Eroul are o calitate în plus. Nu înseamnă că nu e frică. Înseamnă că își asumă problemele altora.
altuia, altora. Ăsta este actorul. Deci trebuie să ai această calitate. Să fii capabil să-ți asumi problemele altuia. Dar ce te-ar putea face să faci o asemenea, un asemenea tip de alegere? Nu e o alegere. A. E o alcătuire intimă. Nu e o alegere. Deci... E un dat. Da, dar e un dat. Adică noi vedem asta la examene de admitere. Am participat la examene de admitere, adică în comisia de admitere. Da. Îți dai seama imediat. Îți dai seama imediat când respectivul poate să-și asume textul, problemele altuia. Deci lucrul ăsta nu se învață, Ăsta l-ai sau nu? Da? Nici nu se poate construi. Nu se poate construi. El poate fi prin educație, printr-o educație, dar de tânăr, de la anul zero. Ca părinții tăi, nu știu, să faci voluntariate, adică să te împingă. Dar dacă alcătuirea ta e centrată pe tine, nu e suficient. Am înțeles. Interesant. Deci trebuie să ai și niște întocmiri așa mai speciale. Mai speciale, da. Da, ca să te poți interesa pur și simplu de meserie. Exact. Pentru că meseria e una, ceea ce se oferă este altceva. Deci îți trebuie curaj și îți trebuie această capacitate de a asuma probleme. Exact. Mai trebuie să fii, nu știu, de obicei frumoasă ca o actriță, cel puțin așa era pentru fete. Mai poartă lucrul ăsta? Mai e nevoie de așa ceva? Frumusețea unui actor pe scenă sau pe ecran, în fine. Da. Deci în momentul care lucrează ca actor. Da. Actorii care au har se transformă. E ca atunci când cine a avut ocazia să vadă actrițe care arată extraordinar de interesant pe ecran și le vede în viață și de multe ori e dezamăgit. Pentru că există, unii zic, fotogenie, în fine. Ideea este că apare un alt chip. Realmente apare un alt chip. Un chip lăuntric pe care actrița, actorul avea și pe care l-aștepta să apară în momentul în care și-a asuma o mască. Acum, zice Nietzsche, frumos de tot undeva, o zicere de asta enigmatică de-a lui, masca ne face liberi. Masca ne face liberi. Să ne gândim la carnaval. În momentul când îți pui o mască pe față, ai libertate să îndrăznești, să râzi, să faci glume, să ești mult mai liber decât atunci când masca e chiar chipul tău. E, această masca ne face liberi, această formă de libertate este cea pe care o caută actor și artiști în general, dar acum vorbim despre actor în general. El capătă o energie, o libertate în plus și uneori acest chip apare în film, nu chipul actriței de pe stradă sau de la ea de acasă. Înțeles. Și nouă ne place acea mască, de fapt. Da, nouă ne place acel chip care este reprezentativ. Ce vreau să spun prin asta? Vedem o fată într-un film care se îndrăgostește. O actriță bună, o actriță născută să fie actriță, va fi reprezentativă pentru toate fetele la vârsta aia care s-au îndrăgostit. Toate se vor recunoaște în ea și vor zice, ia să vedem ce se întâmplă cu mine dacă m-aș îndrăgosti, ce se întâmplă cu mine când am probleme în relație. Ea devine vocea, chipul multora. E ca o oglindă incredibilă, deși poate cuvântul oglindă nu e chiar, e o reprezentare a mea. Care eu la vârsta asta se reprezenta de nu știu cine, mare actor român, american, francez, vietnamez, nu contează. Deci cineva are această incredibilă capacitate de a vorbi despre mine, fără să mă cunosc. Ăștia sunt actorii adevărați. Și ei sunt născuți? Sau se pot construi? Nu te poți construi așa ceva. Nu poți. Nu. Îmi plac nu-urile tale care sunt... Îmi pare rău, nu? Decisive și nu lasă niciun fel de speranță așa, adică aproape că nu poți să mai adaugi. Nu rămâne decât de experimentat, adică să ți se spună nu în față, te duci acolo, te prezinți, faci... Nu să știu, încerci. Încerci și vine un nu, dar cel care emite nu se poate înșela și el la rândul lui, că și el e om. Ba da, se poate înșela. Se poate, nu? Există și cazuri de genul ăsta. Și atunci chemarea ta trebuie să fie atât de puternică, a ta care dai examen, încât să treci peste acest nu și să dovedești că ai ceva de spus, că vrei lucrul ăla. Bun, și în momentul în care, să spunem, au trecut fiecare de examen, la clasa de arta actorului, care sunt primele lor reacții? Cu ce au de-a face? Cu jocurile.
cu jocurile. Prima etapă, eu am acum, s-a încheiat anul întâi, am anul întâi actorie, acum trecem împreună în anul 2 actorie, da, cu studenții mei. Acum e o chestie foarte interesantă. Nu e o paranteză, dar e ceva foarte specific. Educația înseamnă frustrare, educația înseamnă reguli. Reguli pe care le înveți din ziua întâi a vieții tale. N-ai voie, nu întinde mâna, nu mușca, nu băga în gură, taci, ieși de aici, nu te urca pe dulap. Da. Toate aceste lucruri fac copilăria o perioadă extrem de grea a vieții. Adulții o construiesc după aia ca fiind o perioadă minunată, dar ea este o perioadă grea în care tot timpul afli că nu, ieși, lasă, ia, retrage-te. Păi de asta și tinerețea e ușor turbată și scăpată exact. din lanțuri. Deci educația înseamnă frustrare, înseamnă foarte multe nu-uri. Aceste nu-uri vin din reguli care vor să ne ajute să supraviețuim, nu? Să nu băgăm deștere în priză ca să nu ne carbonizăm. Da. Bun. Dar, pe de altă parte, creează niște frustrări uriașe care rămân undeva în noi. Dar, pe de altă parte, nici viața nu abia te așteaptă pe tine X sau Y să te ia în brațe. Nu. În momentul în care ești obișnuit cu acest nu, ai cumva, ai și o carcasă de protecție. Perfect. Puțin o carcasă de protecție care închide însă o mare de frustrări. Marea de frustrări, în timp, foarte repede, te duce la gândul că ești greșit. Bă, dacă tot timpul mi se spune nu aia, înseamnă că eu sunt greșit. Păcat de mama mea pe care o iubesc că are unul ca ăsta în loc să aibă unul minunat care n-ar avea nevoie să audă nu-uri. Începem să ne simțim vinovați, ceea ce e un lucru grav. Începem să ne simțim vinovați pentru că suntem cine suntem. Cu acest bagaj minunat intrăm în adolescență. În adolescență norocul este că acolo în interiorul nostru sunt niște explozii atât de puternice încât dăm la dracu de cele mai multe ori pentru adolescentul sănătos. Multe din aceste nu-uri le dinamităm. Mai lăsați-mă în pace. Da. Vreau să fac cum vreau eu. Bun. După adolescență vine perioada de formare ultimă în care vii cu o mulțime de senzații că ești vinovat, dar ai mai spart un pic din peretele ăsta prin adolescență. E, ce facem că societatea e regulă? Cum facem să ne simțim bine respectând regulile? Există un singur răspuns pe care eu îl știu, dar e un răspuns fantastic și dă totdeauna rezultate pozitive. Jocul. Jocul este singura activitate umană pe care eu o cunosc, în care toți acceptăm regulile, adică la basket n-ai voie să dai cu piciorul, trebuie să arunci mingea prin inelul de metal. Nu ne supărăm niciodată că le respectăm și jocurile le jucăm cu bucurie. Deci este singura activitate în care respectăm regulile care altfel ne constrâng și ne enervează, le respectăm cu plăcere. Și atunci omul în prima, a studentul anul întâi, e dă nas în nas cu jocurile care îl învață să respecte regulile din plăcere și face o răsturnare în interiorul lui, în mintea și în sufletul lui, în care zice wow, deci se poate reguli cu plăcere? Am înțeles. Nu sunt atât de convins că suntem cu toții conștienți la 18 sau 19 ani când venim acolo în fața unei comisii oarecare că suntem atât de vinovați. Încerc să mi-aduc aminte și sunt vremuri imemoriale de acele momente. Mai degrabă, în ceea ce mă privește cel puțin, nu-mi frește, e un fel de perdea pe creier. De asta mi-aduc aminte foarte clar. Și senzația era mai degrabă că totdeauna ridicam un colț al unei cortine. Mhm. Cu o curiozitate nebună ca să mă uit dincolo. Nici nu prea conștientizam regulile, a trăi în afara regulilor era un univers de neconceput, cel puțin până atunci. Se asumă de către societate că toți indivizii care depășesc această vârstă, acest palier, pot genera un comportament în deplină libertate, dar care respectă, așa după cum spuneai tu, dacă vrei să denumești, conviețuirea socială, un joc. E adevărat că ai cartonașe roșii, excluderi, exact, mai stai, exclus, da, mai stai pe bară. Mai stai pe bară, ca la hockey mai intri sau ca la handball, da, mai joci, mai tragi. Mai tragi odată. Da. Mai joci o etapă, mai ești suspendat, vorba aceea, dar
mă tot gândesc că e interesantă această treabă cu vinovăția, dar știi că nu există numai și numai și numai și numai interdicție. Există și acele recompense. Evident. Și acele recompense echilibrează totuși această perioadă pe care a etichetat-o cu bună credință și, bineînțeles, cu argumente, ca fiind o perioadă grea. E adevărat că vine adultul după aia și zice, băi, ce frumos era în copilărie, pentru că nu aveai asumările și toate tensiunile unui adult. Dacă, Doamne ferește, nu este o copilărie nefericită, marcată de boală, lipsuri sau cine știe ce alte conjuncturi nenorocite istorice sau de altă natură, atunci, într-adevăr, privită din perspectiva noastră, da, acum ea este... A fost minunată non-stop, ceea ce nu e adevărat. Spui tu, ca un avocat al diavolului care spune, băi, nu e adevărat, nu există vârsta din de aur. Psihologic, când te duci prima dată la psiholog, ți se spune, e din copilărie. Nu crezi în psihologi? Îi luăm și noi cu... cu așa, știi, cu niște ghilimele. Da, îi luăm așa, cu titlul informativ. Cu titlul informativ. Da. În general, când ajungi la psiholog, înseamnă că ai pierdut un echilibru. Așa cred eu. Un tip de balans al picioarelor. Adică ești cumva căzut, nu te ești dezechilibrat și așa mai departe. Doamne ferește, oricine, oricând poate ajunge într-o asemenea situație și să aibă nevoie de asistență, înțelegere și mai ales un loc în care să urle. Da. Să urle cât are chef, cât i s-a acordat, 60 de minute, 2 ore, 4 zile, 15 ani, cât ține terapia respectivă, adică un loc în care să aibă o comunicare. E foarte interesant. Și mi se pare demnă de un exercițiu de gândire aprofundat treaba asta cu copilăria și viziunea ta. Asta ar însemna că, Doamne, lumea e plină la 18 ani de o ură, de eu cred că curiozitatea înfrânge orice. E mai mare și copleșește. Da, e un instrument fabulos, dar asta nu înseamnă că el nu luptă cu niște dificultăți. Da, bineînțeles, bineînțeles, dar eu cred că curiozitatea nu omoară pisica, o duce mai departe, știi? Adică oricât are nerva adulții. De cele mai multe ori așa e și asta înseamnă sănătate. Da. Mentală, fizică. Da. Dar nu, să nu uităm pe mulți care... Da, fiecare se vaccinează. Da, sunt și cazuri în care... Multe, mai multe decât am vrea să credem. Și asta este adevărat. Dar nu vorbim despre... Nu, să vorbim... Nu despre asta vorbim. Nu despre boală, vorbim despre oamenii... Acum, tu ai spus un lucru. Nu e vorba despre că la 18 ani ar fi conștienți de toată povestea asta cu regulile. Nu. E vorba că experimentează prin jocuri în corp și în suflet o formă de libertate. Nu e vorba de conștiență încă. Este vorba de a experimenta o altă abordare. A regulii. Vorba. A regulii. Dar exact, se poate trăi, nu cred că există o lume fără reguli. Nu, bineînțeles. Gravitația te trage după ea și așa mai departe. Nu există o lume fără legi. Asumi. Da. Și eu n-am vorbit despre, să ne înțelegem, vorbesc despre joc, nu despre joacă, a lua viața în joacă. Nu despre asta e vorba. Pentru că jocul are mize de multe ori extrem de mari. Sunt jocuri pe viață și pe moarte. Eu când zic joc, nu mă refer la ceva lipsit de miză. Adică noi ne jucăm așa și nu contează ce se întâmplă. Da. Nu despre asta e vorba. E vorba despre joc, nu despre joacă. Joaca e lipsită de miză și de responsabilitate. E bine, unii spun că și acolo construiești și de fapt e un mimetism a ceea ce te așteaptă. Chiar și în joacă, făcând chiar lucrurile. Chiar și în joacă, dar oricum mizele la joc de obicei sunt puse, mizele mari. Da, bineînțeles, când sunt asumate și încerci să le respecti sau încerci să le pasezi. Da. Da, cu inteligență, cu iuțeală de mână și nebăgare de seamă. Da, da, da. Dar tot felul de capacități. E subtilitatea asta e. Da. Subtil. Altfel te lovești de toate ușile. Deci... Bineînțeles. Nu toată lumea poate să treacă prin zid așa la orice oră. Nu. Și nu e cazul. Dar înțeleg că e nevoie de curaj, e nevoie de a-ți asuma cumva ca pe un dat nevoia de a vedea care sunt problemele și ale altora în primul rând,
Și mai ai nevoie de această asumare a jocului. Deci în momentul în care ai ajuns acolo, știi foarte clar că e vorba de un joc. De un joc serios. De un joc serios, da. De un joc serios. Asta fac școlile bune, atenție. Da. Noi vorbim doar despre școlile bune. Da. În toată lumea asta sunt o mulțime de școli proaste. Adică să nu ne păcălim. Aha. Eu, când te duci la întâlniri internaționale, vin din 10-15 țări, da, vezi școli care sunt la pământ, dacă mă întreb pe mine. Da. Adică încă mai există joc actoricesc care se bazează pe imitație. Adică imităm niște modele mentale, imităm cum credem noi că ar fi un om supărat. Sunt ridicole, dar ele vor subzista, așa cum încă există oameni care cred că pământul e plat și că dacă mergem suficient de mult o să cădem într-o genune. Deci mai există astfel de personaje în jurul nostru, mulți, mulți fac și meeting-uri, în fine, deci sunt multe personaje care se adună la un loc și au caracteristică comună această naivitate congenitală. Dar în afara acestor personaje, lumea a aflat că pământul e rotund. Deci școlile bune de actorie nu se bazează pe imitație. Se bazează pe gândire. Se bazează pe o abordare a emoției dintr-o perspectivă personală, constructivă, profesională. Se bazează pe metodă. Ori eu vorbesc despre o carte despre metodă de actorie. Cum să devii una cu personajul respectiv. Cum tu te transformi, ajungi să fii personajul, exact, respectiv. În ochii spectatorilor devii personajul, în ochii spectatorilor, spectatorul este creator ca și actor. El vede o înșiruire de acțiuni pe scena unui om, aude niște cuvinte și din tot haloul ăsta împreună cu haina spectacolului, lumini, costume, nu știu ce, el, spectatorul, mintea lui, dă naștere unui personaj. El însă știe că în față, pe scenă, este actorul X, pe care îl cheamă Amalia Ciolan, de la Național. El știe asta. El nu uită. Deci, personajul există în spiritul spectatorului. Deci spectatorul așteaptă la rândul lui un joc. Intră într-un joc. Spectatorul când s-a așezat pe scaun la teatru, că vorbim despre teatru mai mult acum, da, el așteaptă să fie condus de către actor într-o lume nouă. Și convins, nu numai condus. Și convins. Adică da, dacă omul din fața lui cu convingere îi spune aici este o pădure și nu vede niciun copac, dar omul e convins că e pădure de pe scenă, spectatorul se simte, se transmite, zice, sunt în pădure. E vorba de convingerea actorului de a spune ne aflăm într-o pădure. Atât. Convingerea cu adevărat că este într-o pădure, în momentul ăla spectatorul imediat înghite chestia asta. Cum îl faci să te creadă? Ce înseamnă să fii convingător ca actor? În primul rând trebuie să crezi tu. Deci dacă eu acum spun acum suntem într-o pădure și eu cred asta, vei crede. O să mă crezi. Deci, cu alte cuvinte, ce se întâmplă? Eu trebuie să joc, între ghilimele, pentru tine. Eu trebuie să-ți propun, să gândesc și să simt ceva ce tu, dacă vrei, mă urmezi. Eu îți spun, încolo, dacă mergem, intrăm într-o peșteră. Hai, eu am plecat spre peșteră însă. Nu aștept decizia ta. Dacă vrei, eu te invit în vagoane. Hai, te rog, urcă, da, urcă și vom ajunge în peșteră. Tu de-aia ai venit să parcurgi cu mine o călătorie. Această călătorie pe care tu o parcurgi cu mine se numește emoție, de fapt. Pentru că ex move înseamnă mișcare din loc. Emoție înseamnă mișcare, înseamnă transport, înseamnă deplasare. Asta înseamnă emoție, pur și simplu. Dar scuză-mă că intervin, deci așa cum spuneai înainte de emisiune, actorul vinde o emoție, trebuie să fiu capabil să empatizez cu acel tip de emoție pe care el încearcă să mi-l transmită ca spectator și trebuie să ajungem pe o undă comună. Da. Dacă nu ajungem acolo, înseamnă că ceva este scurt-circuitat. Exact. Și dacă eu am plătit ca să fiu mișcat, da, din loc, așa după pentru cum... Pentru asta ai venit, să fii mișcat, da, să fii emoționat, da, mișcat.
Bineînțeles, dar și transpus într-un alt univers. Da. La un moment dat, când ești atât de prins, ești, nu mai stai pe un scaun, ci mintea ta, exact, mintea ești ta deja dislocat. Deci exact, mișca din toate punctele. Din toate punctele de vedere. Da, și dacă nu se petrece chestia asta... Dacă nu se petrece, spectacolul e prost, da, și actorul are un rol, adică e un eșec în rolul respectiv. Da. Cum îți dai seama ca actor de treaba asta? Păi îți dai seama pentru că tu nu crezi. Aplauze anemice sau ce se întâmplă? Nu. Pur și simplu nu te urmărește nimeni. Îi simți că nu te urmăresc? Nici, bineînțeles, nici publicul, dar nici colegii tăi. În momentul în care tu nu ești într-un rol, vezi, eu vorbesc despre rol, nu despre personaj, distinția e destul de clară în carte, sper. Da. În momentul în care tu ai un rol în spațiul respectiv, toată lumea îți înțelege rolul tău. Dacă acum în acest studio intră cineva cu o mătură și începe să măture, noi doi o să înțelegem imediat care e rolul lui în spațiul ăsta. La fel de clar trebuie să fie rolul fiecărui actor pe o scenă în orice moment al unui spectacol. Care e rolul lui? Intră și în momentul când a intrat, trebuie să înțeleg prin ce face el care e rolul lui. A venit să ne comande, a venit să ne aducă o cafeluță, a venit să ne certe, a venit să ne ceară în căsătorie. Rolul respectivului care intră. Dacă rolul e clar, el e convingător pentru spectator. Ce îl convinge pe spectator e rolul, nu un val de emoție care vine către el așa bla 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 ca într-un fel de, cum era un SF, alea de întindea la mâna și ieșea niște flăcări din palmă. Nu. Iar spectatorul se emoționează pentru că vede o cerere în căsătorie. Pentru că el cu emoția lui se gândește la cererea lui în căsătorie sau faptul că n-a fost cerut niciodată sau că a refuzat când nu trebuia. Sau ce înseamnă o cerere în căsătorie la exact, un moment dat. Exact. În viața unui om. Da. Deci el vine cu propria lui poveste, spectator, pe care o însăilează cu ce vede. El nu e inactiv, el este, încă o dată sublinez, spectator, este creator. Asta e foarte interesant. Deci nu este un tip pasiv, nu, care consumă o stare de bine sau nu. Nu. Nu, că nu îi se injectează în venă vreun bine. Nu, el vede ceva care indubitabil îl bagă în poveste. Este vreo diferență între spectatorul de teatru și spectatorul de film? Da. Spectatorul de film vede o conservă. Teatru este o conservă. Este ceva care este băgat într-o conservă. Filmul. Filmul. Da. Teatru, nu e nici, nimeni n-a văzut vreodată un spectacol de teatru la fel de două ori. E imposibil să faci asta. Dar un spectacol de teatru filmat? Asta s-a practicat. Spectacol de teatru filmat nu mai e spectacol de teatru. Adică filmatul de la sfârșit îl reduce la conservă. Și influențează cu ceva jocul actorilor, chiar dacă e captat în sală? Influențează mental. Spectatorul știe că are de-a face cu o conservă pe care el poate să o deschide la orice oră vrea. Bun, înseamnă că la ora asta suntem cei mai mari mâncători de conserve. Da. Din galaxie, cel puțin. Da. Și uite-te pe stadioanele de orice fel, oamenii vin acolo pentru spectacolul real, pentru greșelile pe viu ale acelor oameni, că sunt fotbaliști, că sunt tenismeni, că sunt actori, oamenii stau, sunt înnebuniți să vadă ceva, ei sunt înnebuniți să vadă accidentul. Pentru că într-un spectacol real care se petrece în fața ta, spectacolul real este plin de accidente. Accidente sunt picanteria realității. Într-o conservă, într-un film, nu vor exista accidente. Sau cel puțin se încearcă să nu fie. Păi și dacă se reușește, e dezastru. Accidentul bun, adică o performanță actoricească senzațională, conține multe accidente care ne câștigă. Felul în care țâșnesc lacrimile fără să se aștepte unui mare actor sau unei mari actrițe într-un film, accidentul ăla face ca ea să fie o mare actriță. Dar am văzut că ai multe referințe în cartea ta la Hamlet. Da. Uite, o conservă e Laurence Olivier, da? Și ce conservă? Da. Hamlet. Hamletul ăla, pentru mine personal, este... Absolut. Forever. Senzațional. Forever, da, și n-am întâlnit câte încercări... Am mai băgat și o furculiță, nu știu câte alte conserve uneori și pe viu. N-am văzut. Știu, eu n-am spus că eu am făcut distinția între teatru și film. Există ceva care nu e viu la conserva respectivă în cazul ăsta, din punctul tău de vedere, ca profesionist? În toată conserva, că tu întreg filmul? Da.
Da, nu, în ceea ce îl privește pe Laurence Olivier. A, în ceea ce îl privește pe Laurence Olivier. Olivier. Da. Probabil dacă că tot există. Te-am prins, dacă tot te-am prins, vreau să te întreb și eu. Așa de... Probabil că există. Da, există momente când are și responsabilitatea întregului. Mm-hmm. El ca actor, ca, adică ca lider de... ca producător al acelui eveniment, înțelegi? Laurence Olivier în momentul ăla nu mai era doar un actor printre alții. Și asta îl face responsabil fără să-și dea seama de întreg. Aha. Ceea ce îi fură un pic din accidental. Da. Nu că ar fi rău ce face, să ne înțelegem. Da. Dar e o responsabilitate în plus. E ca și când ai fi liderul unei companii de radio. Tu ai și emisiunea ta, dar ești și lider. Da. În momentul ăla te comporți altfel. Ai un alt rol decât colegul tău care e doar redactor, doar producător de emisiune. A, înțeleg. Și asta se vede din punctul asta tău de vedere? Asta se vede, da. Da, da, se vede. Ok, înseamnă că este loc și pentru mai bine, slavă Domnului. Sau pentru altfel, pentru cel puțin. Altfel, pentru mai bine, da. Nu există, de fapt. Nu există mai binele în actorie. Pentru că nu poți să compari Rădașca cu Para. Da. Adică, care e mai frumos? Pam, pam. Deci, realmente, nu există comparație, știi? Eu asta, da, spun, că pe această metodă de actorie, din cartea asta mea, din Nașterea Actorului, nu poți compara actorii porniți pe drumul creativ, creator, nu mai pot fi comparați. Bine, frumusețea unei arte interpretative e faptul că lasă spațiu oricui să vină și să pună ceva acolo, care întotdeauna, vrând nevrând, va fi altfel. Exact. Va fi nou, va fi altceva. Acum, exact. Accidentul, da, face altfel. Acum, cât de convingător va fi, câtă substanță umană va fi în demersul respectiv, asta rămâne, da, doar să aflăm. Exact. Consumând momentul respectiv. Înțeleg că ai cumva un mic cui împotriva conservelor, nu? Da, absolut. Care? Absolut. Deci eu nu m-aș fi băgat în treaba asta dacă nu aveam profesorul Ion Cojar, marele, extraordinar profesor din lumea asta, a fost mare, mare profesor de art actorului, care din prima secundă în care l-am... Nu-l cunoșteam înainte. Nu știam, da, mai nimic despre dânsul, din păcate. Da. De în momentul când ne-am întâlnit, mi-am dat seama că mă aruncă pe calea asta împotriva oricărei forme de conservatorism, de, da, conservare. Da. Și în momentul ăla am zis, da, asta îmi place, mă bag. Altfel nu. Altfel nu rămâneam în treaba asta. Interesant, dar totuși bănuiesc că și tu consumi filme, este imposibil. Da, bineînțeles că da. N-ai cum, asta da, e momentul pe care îl trăim. Absolut, da, îmi plac foarte mult, consum... Adică nu știu dacă s-ar putea concepe, cel puțin în partea asta de lume unde trăim, o lume fără filme la ora asta. Nu, dar nici nu trebuie, Doamne ferește. Nu, e bine că există film, e extraordinar, doar că îmi plac momentele aia din film pe care le simt, le pricep, le disting că au în ele accident. Poți să dai un exemplu? Da, foarte multe. Mii de exemple. Filmul care m-a impresionat pe mine cel mai mult este Căința lui Tenghiz Abuladze. Da, l-am văzut întâmplător. Ăla. M-a impresionat pe mine foarte mult. Există acolo câteva scene cu dictatorul în care, de exemplu, merge rotund într-o curte cu margini de piatră. Eu sunt convins din ce am văzut că acel actor la dubla aia care s-a păstrat a găsit ceva în clipa aia, în mersul ăla, a găsit un plus față de repetiții, de exemplu. Da, nu m-aș și gândi la acest film dacă nu îl aduceai acum în discuție. Ții minte că m-a impresionat foarte tare când l-am văzut. E nebunesc. Vorbește despre dictatură, despre alcătuirea omului, despre servilism, despre stăpâni și sclavi, despre libertate. Despre... Da, De Niro în Taxi Driver. Are you talking to me? Da, știi că cum a fost secvența aia? Cum a fost? Așa am aflat-o și eu de pe net. Adică da, nu trebuia să existe, mm-hmm, inițial, și el a făcut-o, e o formă de improvizație. De aia place. E a lui? E iconică. E, da. E forever. Și regizorul l-a îndemnat să facă ceva pe chestia asta. La oglindă. Deci ai simțit-o bine. Nu era vorba să fie. Nu era vorba să fie. Ce nu e vorba să fie, e viu. Da. Ce n-ar fi trebuit, e accident. Ce nu e scris.
Și acolo intervine, înseamnă actul de creație autentic al actorului. Actul de creație autentic. Da, acolo este meseria și până la urmă e vorba și de datele specifice subiectului care intervine. Absolut. Meseria este doar să nu ies din cadru, da, să înțeleg când începe secvența în care sunt filmat și când se termină și care e tema mea. Să vorbesc cu mine în oglindă. Atât e meserie. Restul e creație. E mult. E mult. E mult. E multă creație, da, ca să zic așa. Păi la asta ne referim. Da, da. Da, unul dintre momentele de aur, mă rog, ale actoriei, îndrăznec să spun, ca profan. Fără discuție. Da. Fără discuție. Da, adică nu contează că îi conservă sau că este altceva sau un moment de magnetism de ăsta, hai să-i spunem, poate ar o să deranjeze pe unii, magnetism animal totuși, asta face teatru imbatabil. Bineînțeles. El funcționează. Prezența. Da. Primul lucru care vinde, ca să zic așa între ghilimele, este prezența. Dacă tot am ajuns aici, suntem pe final, din păcate, n-aș vrea să ratez o întrebare pe care aș vrea să ți-o pun, pentru că ești hiperprofesionist. Iartă-mă, nu e totuși vorba de un voyeurism și un exhibiționism? Ba da, în actul ăsta complex teatral, adică exhibiționismul e clar din partea actorului și voyeurismul este din partea spectatorului, la teatru. În momentul în care ai de-a face cu o conservă, acolo ceva în mod... Ceva te apără, zici. Nu, te separă. Te separă. Nu știu dacă te separă. Te separă, te apără sau altceva, dar de o separare a... Există, e o metier. Există, e clar. Da. E adevărat că cu te scutură, îți dă 5D, 7D, 11D, te plouă, te încearcă, dar na, până la urmă spectatorul vrea să stea liniștit și că nu a prins nebunia asta atât de tare. Și vrea să stea liniștit să consume probabil propriile lui stări pe care le trezește treaba. Dacă ești zgâlții, dacă ești în, nu știu, chiar și 3D-ul ăla, parcă la un moment dat îți intră în creier și e ceva mult. Nenatural. Da, pentru că tu nu vezi cu ochiul tău, normal, nu vezi 3D așa de adânc. Așa, da. Și atunci devine, pentru mine e fals. Da, și pentru mine nu mă satisface, recunosc. Da. Dar voiam să spun această... Deci dacă există exhibiționism și voyeurism și dacă într-adevăr la un moment, cum l-am evocat amândoi, cel cu de la oglinda lui De Niro în Taxi Driver, totuși trece dincolo de separarea asta. Sunt momente în care ai impresia că lucrurile se sparcă, devin unitare. Da, răspunsul e da. Există exhibiționism și există voyeurism din partea spectatorilor pentru că n-ar veni să se bage în viețile altora. Deci vin să-și bage ochiul și simțurile în viețile unor oameni vii, actorii. Da. Ei pentru asta vin. Și ei știu cum îi cheamă pe actorii aia și se bagă în viețile lor. Despre asta e vorba. Da, deci intuițiile mele cumva au fost cumva corect. Și când corect. Intră cu adevărat în viețile, toți sunt și satisfăcuți și spectacolul e bun. Pentru că una dintre regulile pentru un actor bun este dezvăluirea senzațiilor intime. Actorul trebuie să-și dezvăluie senzațiile intime ale lui în timp real, provocat de tema respectivă. Deci senzațiile intime ale lui. Da, deci acest exhibiționism nu poate fi negat. Și nici voyeurismul celorlalți. Absolut. Da, e interesant. Asta, nu știu de ce, mă face să mă gândesc la o zonă puternic erotizată. Cumva. Dar pe alți parametri. Pe alți parametri. A erotismului. Absolut. Până la urmă, în eros. Erosul și arta comunică în mod direct. Adică arta... Se încarcă. Absolut. Absolut. Până la urmă, ce? Erosul este acea nevoie a mea de a ajunge la celălalt, da? Și oricât m-aș îndrepta către el, asta îi face diferența între erotism și sexualitate. În sexualitate ajung la celălalt, se consumă și se oprește. Nu mai există tensiune în timp. La erotism, indiferent ce aș face, tot nu vreau să atinge. Mă îndrept spre celălalt, chiar dacă sunt cu el în brațe. Da. E, la fel este și cu spectatorul. El încearcă într-o relație erotică cu actorul, cu actrița, cu actorii, el încearcă să pătrundă în universul ăla. Dar niciodată nu se va sfârși această tendință. Da, nu va fi niciodată una cu actorii și nici actorii nu vor fi una cu spațiul cărora se adresează. Nu. Foarte interesant.
Cred că am ajuns destul de departe. Nu știam că vom ajunge nici noi aici cu discuția. Din păcate, aici trebuie să punem capăt acestui dialog. Încă o dată, Liviu Luca, își mulțumesc. Nașterea actorului, pentru toți cei care sunt interesați, pentru o lectură extrem, extrem de pasionantă, cel puțin din punctul meu de vedere, și care s-ar putea să le schimbe pentru totdeauna viziunea asupra acestei meserii. Este cu mult, cu mult mai interesant, vreau să spun, ca să fiu politically corect, decât ne-am fi așteptat cu greutățile. Trebuie să se bată fiecare dintre noi. Încă o dată, Liviu Lucaci, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Tuturor celor care ți-au avut răbdarea să ne ascultați până la capăt și sper să fiți în număr cât mai mare, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.